La Academia de Studii Economice din București, sala Aula Magna a avut loc lansarea cărții Kaizen în administrația publică, o reformă necesară în România. În cadrul lansării a avut loc o dezbatere despre importanța aplicării conceptelor Kaizen în administrația publică pentru îmbunătățirea acestei activități. Cartea vorbește despre experiența Buzăului în aplicarea, timp de peste 7 ani, a principiilor managementului Kaizen în administrația publică locală. Este o poveste a disperării, dacă vreți, pentru că atunci când am venit primar în 2016 și în al doilea mandat acum, nu știam ce este povestea asta. Am cerut situația financiară, eram aproape în faliment ca oraș, 60% din oameni în lipsă, 323 de polițiști locali în plus. Vreo 6 luni de zile așa, am o voce foarte puternică, nu vreau să vă fac nicio demonstrație acum. Oamenii știu la început de frică, fă aia, ședință în fiecare zi, un an jumătate a luat ședințele în fiecare zi. Trebuia să traduc din română în română, pentru că de multe ori funcționarul român nu înțelege decât anumite chestii, anumite cutume pe care le-a învățat. Și după vreo 6-7 luni așa, am zis, bă, nu mai funcționează chestia asta. Și împreună cu doamna Simona Săvulescu, cu care aplicasem acest sistem Kaizen în sistemul privat din economia reală, am început să ne apucăm, după ce am vorbit cu domnul Julian Bratu, nu s-a aplicat niciodată, chiar dacă domnul Bratu se laudă că s-a făcut și la Oradea și la Cluj și s-a făcut foarte puțin acolo și doar un început. Deci rezultatele alea foarte serioase și cu multe sacrificii și știu ce spun, s-au întâmplat la Buzău. Și s-au întâmplat la Buzău pentru că, așa cum vă spuneam, situația a fost disperată, este disperată și acum dintr-un punct de vedere, pentru că încercăm să dau acești oameni care, pentru voi studenți, maximum polițist local la 1000 de locuitori. Buzău atunci era al doilea oraș după București. 504 polițiști locali. Deci trebuia să am o populație, să avem la Buzău 504.000 de locuitori. Pe cale naturală, în 7 ani de zile, au mai rămas vreo 223 în momentul ăsta. Am pierdut 28 de milioane de euro în această perioadă cu salariile și drepturile lor. Deci oameni care sunt în plus. Dar am câștigat o experiență fantastică și am vrut împreună cu echipa de la primărie și cu domnul Bradu hai să facem un ghid pentru cei care au mai rămas în primărie. Și când uită ceva, să mă uite la carte. Și de la a face un ghid a ieșit o carte cu un studiu de caz pe primăria Buzău, iar rezultatele sunt, aș putea spune, excepționale și a salvat până la urmă un oraș. În 7 ani de zile, reducerea de timp de răspuns pentru cetățenii Buzăului de aproape 3600 de ani, atenție, doar cu 6 oameni, avem cea mai mică echipă din România, în 7 ani, de la zero, în 2016 până acum, 8 ani de zile, am ajuns la 500 de milioane de euro fonduri atrase. Sistemul Kaizen este o metodă administrativă de îmbunătățire a activității în mediul privat preluată din Japonia și implementată în administrația locală și în cadrul companiilor administrate sau aflate în strânsă legătură cu primăria Buzău. Drumul meu personal în Kaizen a început dintr-o societate privată, dintr-o societate comercială privată, din care provenim atât domnul primar, care a fost patronul acestei companii, cât și eu, care am jucat diverse roluri, inclusiv de manager Kaizen. Poveste care a început în anii 2006-2007. Mi-aduc aminte că tot într-o lună aprilie, așa cum este și luna în care suntem, am participat la o primă conferință Kaizen Manager Club, la care a fost invitat domnul Masaki Imai. Și cu acea ocazie, știu că domnul Masaki Imai, Dumnezeu să-l odihnească, am decedat anul trecut, a reținut și a repetat de fiecare dată de la acea conferință ceva ce domnul primar a spus atunci, că ar trebui, și probabil că așa se termina și filmul, n-am mai apucat să vedem sfârșitul. Domnul primar Toma a spus cu acea ocazie că ar trebui să se impună prin lege aplicarea Kaizen. Pentru că este cel mai simplu sistem de management care poate fi aplicat într-o organizație indiferent de profilul ei. Deci
dovada vie suntem noi, cei care venim din, sau am trecut prin companii cu diverse profile, deci de la o societate comercială privată, o societate de producție, societate industrială, apoi într-o unitate administrativ-teritorială la Primăria Municipiului Buzău și acum eu în compania de apă, unde la momentul acesta joc rolul de director general. De ce spun, fac aceste precizări? Pentru că este foarte facilă tentația de a spune în domeniul ăsta nu se poate aplica nimic din Kaizen. Nu, aici nu se potrivește. E foarte tentant să afirme așa ceva. Dar este la fel de nereal, iar noi care avem o experiență practică de ani de zile în aplicarea sistemului de management Kaizen în companii atât de diverse, o putem dovedi la orice oră. Sistemul Kaizen a fost implementat de Primăria Buzău în anul 2018.